Enjoy the hits. I'm gonna love you, love you. This is Good Vibes Station. E 9:30, dragii noștri, suntem împreună. E marți, n-ai zis nimic de marți. Am vorbit de ziua pisicii, am vorbit iarăși de Untold. Am avut și Miss Caiva Sport. Am avut un pic de sport, dar între timp cine n-are bani de Untold, weekendul ăsta s-a dus la Euforie sau în general la mare, dar la Euforie. Am auzit o statistică foarte interesantă, ci că în Mamaia, mai nou, aglomerat este doar în sudul stațiunii și acolo foarte, foarte puțin, dar de fapt majoritatea românilor vin pe litoral în stațiunile ieftine gen Euforie. Ți-am zis că mie îmi place Euforie Nord, îmi amintește de copilărie, Euforie cam copilărie, da? Și este stațiunea cu cele mai multe împinge tava. Da, da, da. Drive-in, dar la modul manual. Înțelegi, împingi tava manual. În Euforie, weekendul ăsta a fost nebunie, în Euforie. Mai ceva ca în copilărie, să se știe, în fecerie. Da. Deci a fost o nebunie în apă. Este cearșaf lângă cearșaf, om lângă om, evident. Da. Și rogojină lângă rogojină. De bucurie, un român posesor de boxă cu Bluetooth a intrat cu boxa în apă. La Festivalul Enescu, nu? De la Festivalul Enescu, dar s-au cântat manele, din păcate. Da. Și ce crezi? S-a pus lumea să danseze, măi, frate. Deci ce dansau? Se bucurau că s-a încălzit apa. Aplauze, zici că era un fel de Untold ale litoralului, dar mai mic. Festivalurile de la mare, cum se numesc alea? Never See-ul manelelor. Lasă-mă că lumea, știi ceva, lumea s-a simțit bine. Sunt imagini pe care le puteți vedea acum pe canalul de 2. Între timp ne ascultați pe Radio Impuls România. Românul nu intră doar cu BMW-ul pe plajă și în apă și rămâne acolo, intră și cu boxa, cu nu? Boxe, da, da. Noroc că nu se curentează, fiindcă e cu baterii, știi? Da, nu, mi-amintește de perioada aia, știi, când pe vremuri prin America umblau aia cu câte un casetofon de la mare, știi, așa apăreau, un casetofon de la mare, jucătorii de culoare, înțelegi, și lăsau casetofonul și începeau să joace basket. Ăștia fac și cât am și cât am, dau de-n brațe pe acolo, la pe Euforie. Apropo, am auzit cea mai tare glumă apropo de Euforie, pot să zic, de la TNR este. Ziua, păi de ce și că George Simion a saltat de român pe plajă. Cu cât ai porumbul, vărule? Non-stop hits. Enjoy the hits. Bună dimineața, după cum nicio dimineață fără sport, avem nicio dimineață fără ursul carpatin de munte. Am zis bine? Ursul carpatin de munte? Da, cred că e da, nu? Ursul brun, da. Sau cum e, nu știu, da, ursul brun. Sau în curând ursul carpatin de cartier, în Ploiești, apropo. Sigur. Celebrul urs n-a fost prins nici până acum, din câte știu, ursul tranquilizat, alergat, are vreo 2 săptămâni de când bântuie. Da, toată lumea în zonă, pe Valea Prahovei, inclusiv la Cheia, vorbește de ursul din Ploiești. Din Ploiești. N-au ei urșii lor la Cheia, le mai trebuie De la Ploiești. Avem însă niște motocicliști pe Transfăgărășan. Mie îmi place foarte tare că țara noastră este din ce în ce mai vizitată de turiști străini. Și o să fie din ce în ce mai vizitată. Chiar Transfăgărășanul, și avem o gașcă de motocicliști din Muntenegru, din câte am zis. E un club de ăsta de motocicliști care merg așa prin toată țara. Și motociclistul a văzut ursulețul, auzise că noi avem urși gunoieri sau urși cerșetori, nu gunoieri, așa. Și ce face nea motociclistul? Ursul stătea cu minte, dar e puiuț. Noi avem imaginile pe canal de 2 România, pe Radio Impuls vă descriem. Un ursuleț răcuțul stătea pe marginea drumului. Da, cred că avea până în 3 ani. 2 ani și un pic, stătea pe marginea drumului și obișnuit fiind să zică, boss, n-ai și tu o țigară să primească un sandwich? Înțelegi? Sau cum mai vin unii în intersecție, mie foame, dă-mi și mie să mănânc, așa și ursul. Motociclistul s-a dus lângă el să-i dea mâncare în gură, efectiv. Eu cred că de unde e, din Muntenegru? Eu cred că Muntenegru n-au urși. Probabil, da. Sau nu știu, a crezut că este un om îmbrăcat în urs ca ursul de la grădina zoologică din China, despre care am vorbit. Chiar zilele trecute. Și ce crezi? Ursul să face așa o săritură pe el? Și se duce spre motociclist care o ia așa un pic, știi? La început era sigur pe el. Dar când a văzut că vine ursulețul, care vine și ăsta, dacă îți dă o lăbuță, te pune jos. Da, să știi că ursulețul chiar e un urs destul de mic. Eu acum sunt furat un pic și de imagini, dar s-a speriat puțin motociclistul, i-a dat o labă
peste mână cumva. Mă rog că motocicliștii au gecile alea foarte groase. Da, de protecție, da. Și cumva te protejează. Da, se pare, uite, informație de ultima oră, se pare că ursul nu era ursul dănuț, pe care îl știm cu toți. Da. Da, deci era un cu totul și cu totul alt. Ursul nu era urs, da, era mare, nu era mic, nu era brun, era polar, știi? Da, corect. Ce să zic, nu dați de mâncare urșilor, da, nu dați noroc cu ei, nu încercați să interacționeze cu ei, stați cu minți. Există amendă, am zis la știri ceva mai devreme, amenda maximă e 1500 de lei dacă hrănești ursul, adică 300, cât bine, da, nu, da, 300 de euro. Da. Deci aia e, mi se pare normal, amenda minimă, nu știu, adică dacă îi dai mai puțină mâncare sau dacă îi dai mai multă, nu, asta tu, nu, dar, bă, eu realmente... Dacă îi dai un pufulete. Dacă îi dai un pufulete, îți dă 500 de lei, da? Da, înțelegi? Și dacă îi dai o halcă... Sau un sandwich, nu, halcă, nu umbli cu halca după tine, dar un sandwich sigur ai. Că aia din Tom și Jerry, mai ții, halca aia mare de hamon, înțelegi? Dar eram noi mici și, mă rog, copiii nu știu dacă se mai uită la Tom și Jerry în ziua de azi. Deci, la bine, nu știu dacă ajung vara asta pe la munte, dar dacă la iarnă ajung, de exemplu, pe pârtia din Predeal, pe Clăbucet, unde una, două apare un urs care fugărește schiorii, dacă apuc, vă mai povestesc. Da, nu. Da. Dacă nu, nici în Ploiești nu mă mai duc. Nici eu. Stăm la noi, la București, aici, în studio. Aici, în studio. Cosmin Cernat alături de noi vine cu știri noi și la fel de interesante. Am o știre. Nu știu dacă plouă sau dacă e soare afară. Am plecat pe un cer super în oraș și super răcoare de acasă. Noi n-avem aici un gemuleț, îl deschidem larg așa să ne uităm, dar aflăm în câteva minute, de ce nu? Exact. Hai să-i dăm cu știrile cu Cosmin Cernat și să revenim imediat la voi. Bună dimineața! Bună dimineața din nou și bun găsit la știri. Premierul Marcel Ciolacu amenință cu demisia în cazul în care PNL nu susține reforma pe care o propune PSD pentru reducerea deficitului bugetar. Pachetul fiscal pregătit de PSD a atras numeroase critici în spațiul public, dar și din partea partenerilor de guvernare de la PNL. România are cea mai mare rată a mortalității infantile din Europa. 91% dintre secțiile de neonatologie nu sunt dotate adecvat pentru îngrijirea tuturor nou-născuților. 50.000 de oameni este numărul celor plecați anul trecut din țară, un record echivalent cu populația unor orașe precum Giurgiu, Zalău sau Bârlad. Deși datele oficiale vorbesc de 5,7 milioane de români stabiliți peste hotare, în realitate, diaspora ar fi formată din aproape 10 milioane de persoane. Culturi de viță de vie stropite cu dronele e soluția găsită de o familie de viticultori din Bihor ca să apere plantele de dăunători. Aparatele de zbor ajung în scurt timp în orice colț al fermei, dar cel mai mare avantaj e altul. În plină criză a forței de muncă e nevoie de un singur angajat care să le direcționeze. Plaja din Costinești s-a transformat în scena unei adevărate bătălii. Doi turiști care ar fi refuzat să elibereze șezlongurile închiriate au intrat în conflict cu angajații unei plaje private, dar și cu agenții unei firme de paz. Temperaturile ridicate din Spania au provocat incendii care au afectat 1000 de hectare în acest weekend. Este al treilea val de caniculă din acest sezon care afectează peninsula iberică. Temperaturile vor scădea de joi, anunță meteorologii. Un chinez care face în conjurul lumii pe cal a ajuns și la noi în țara, a pornit din Spania, a străbătut 10 țări și s-a oprit la satul mare. De aici vrea să ajungă tot cu calul în China. Shu și calul lui fac cam 30 de kilometri zilnic și poposesc în toate locurile unde poate vedea tradițiile locale. Are un sac de dormit pe care îl folosește în fiecare noapte și un cort pe care îl instalează sub cerul liber. Cercetătorii britanici au început să dezvolte noi vaccinuri în așteptarea viitoarei pandemii provocate de așa numita boală X. Ei au creat o listă de virusuri periculoase de la animale care ar putea infecta oamenii și s-ar putea răspândi cu rapiditate în toată lumea. Care dintre ele va declanșa următoarea pandemie sau dacă o va declanșa, rămâne de văzut.
V-ați întrebat vreodată cine a creat de-a lungul anilor îmbrăcămintea pentru păpușile Barbie? Ei bine, colecțiile au fost gândite de un designer celebru acum 90 de ani. Carol Spencer, designerul păpușilor Barbie, a creat haine pentru acest brand de jucării timp de 40 de ani. Inspirația lui Carol a venit de-a lungul anilor de pe coasta de vest a Americii, din ținutele doamnelor și domnișoarelor. Astăzi este Ziua Internațională a Pisicii, sărbătoare dedicată celui mai popular animal de companie din lume. Legătura dintre om și pisică este veche, de peste 9000 de ani. În Egiptul antic, pisica a fost divinizată. Exportul era strict interzis, iar uciderea unei feline se pedepsea cu moartea. De săptămâna viitoare, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, spun meteorologii. Valul de căldură va persista până la începutul lunii septembrie, iar cantitățile de ploi vor fi reduse. Din 21 septembrie, mercurul termometrelor mai scade și se va instala vremea de toamnă în România sau cel puțin în București. Acestea au fost știrile, vă mulțumesc! Dimineața pe 2. Dimineața pe 2. Și noi vă mulțumim. Vrei să mai zic ceva? Eu, mâine, tocmai ce am terminat, în aceeași formulă, trebuie să zic eu, pa, vă pupăm pe mâine dimineața, în Dimineața pe 2. Evident, de la 7 o să fie tot august. Exact. O zi în plus, 9. Bye. Bye, bye, numai bine.